După episodul Roșia Montană, până în data de 20 octombrie, toate barajele din țară de categoria C și D vor fi controlate în regim de urgență. Controlele sunt în plină desfășurare pe teren, acționând echipe mixte ale Ministerului Mediului și Ministerul Dezvoltării prin Apele Române și Inspectoratul de Stat în Construcții. În județul Hunedoara, deocamdată, nu s-au semnalat probleme, dar verificările pe teren încă nu s-au încheiat. Din cauza pandemiei, de 2 ani nu s-au mai făcut verificări la barajele din județ, iar evenimentul din județul vecin i-au pus pe responsabil pe JAR. Bazinul hidrografic din județul Hunedoara este gospodărit și monitorizat de 3 administratori bazinali de apă, respectiv Criș, Mureș și Jiu. Reprezentanții tuturor celor 3 administratori au început deja verificarea barajelor de importanță normală și redusă pe care le au în administrare. Din fericire, la noi, pe bazinul hidrografic Mureș, avem doar 5 baraje din această categorie, baraje care sunt în regulă, după părerea noastră a specialiștilor de la Apele Române. Astăzi a fost prima zi de control, s-a făcut verificarea la Tăufăiera, care ține de Certejul de Sus, deci de primăria Certejul de Sus, urmând ca zilele viitoare să fie verificate celelalte 4 obiective. Până în 25 octombrie trebuie încheiată acțiunea de verificare la nivelul întregii țări. În general, v-am spus, ele sunt verificate, nu au probleme la evacuatorii de suprafață și nici la golirile de fund, deci au echipamentele hidromecanice în funcțiune, cel puțin până în anul 2019, când a fost ultima verificare. În ultimii 2 ani nu s-au mai făcut verificări din cauza pandemiei și din cauza faptului că au apărut alte priorități, dar ele sunt în regulă cu documentele, sunt în regulă cu echipamentele. Acum urmează ca această comisie formată din mai multe birouri, colegi din mai multe birouri și chiar și Inspectoratul de Stat în Construcții are un reprezentant în comisie, să stabilească ce au găsit după 2 ani de verificări. Săptămâna viitoare va ajunge în județ și o comisie a Administrației Naționale Apele Române, care va analiza rezultatele verificărilor efectuate în județul Hunedoara.